Tuturor și bine v-am găsit la Pet Simulator 99 cu noul update, Millionaire World. Avem fix aici Millionaire World care este lumea pentru că asta s-a băgat. Avem de deschis ouă să colectăm peturi, să avem limited huge pets noi care arată super mișto, super interesante. Avem în lumea asta huge raffle, o să vă arăt imediat ce este. Este practic, tu bași niște etichete și ai asta să primești un huge. La fiecare 10 minute, 5 persoane primesc un huge. Acum avem fix aici a Rich Guy Preston care este un NPC care... Îți dă din diamante, avem acum 159 de milioane de diamante, îți dă din diamante anumite chestii, anumite etichete ca să poți să le folosești la raffle. Ai aici, Million Run minigame, care este un minigame super mișto care te ajută la clan, pentru că despre asta este clan war Avem boost exchange machine, da? Avem boost exchange machine în care ai niște boost super mișto, pe practic niște bani care nu prea contează, asta e super interesant. Avem plus shiny fruits, clown... Uh, clown-clan battle, gen clown-clan battle Pentru că este un battle super mișto Avem shiny fruits, cum e shiny fruits Ori te duci aici la supercomputer La void world, ori la prima lume unde este Mașina de upgrade fruits Aici avem șansa să facem rainbow Cum e gendai 116.000 de, pe de fructe normale ca să iei rainbow ca să ai toate fructele într-unul gen 200 înseamnă 100, gen practic 200 de genul, practic două, două fructe înseamnă un rainbow, dar aici la shiny pentru că shiny-urile nici măcar nu e mai bun, asta e faza un, un fruct de genul, da, uite gen 100, 1 deci 100, în loc să fie 2 ca rainbow sau 10 e 100, e doar 1 și nici măcar nu e mai bun ăsta normal este 1, ăsta shiny este 1.5 dacă, dacă e să facem fructele acestea în shiny, gen să facem 116.000 de fructe, care practic e, o, e foarte, foarte mult, doar 1168, care 1168 o să se vândă imediat. Dar uite cât de mult valorează, wow, 116 milioane, stai că chestia asta nu m-am gândit acum, dacă e ăsta cât valorează, 6 și măcar n-au preț, ăsta 20k cât de viața lui, ăsta n-are preț și asta n-are preț, dar asta, wow, nu pot să cred că ăsta se vând cu 116 milioane. Stai puțin ca, asta e bine, stai că dau și eu, ok aici să mă duc să vând astea, nu pot să cred că chiar se pot vinde atât de mult, știi, după la fructe, avem astea așa, care nu prea merită, știi, că nu prea sunt, știi, nu dau toate fructele, dar vreau să dau majoritatea fructelor aici, că vreau să le vând după ca să fac nici mici profit. Așa, deci mai puțin bananele. Bananele și orange nu vreau să dau atât de mult, dar vreau să fac chestia asta că ajută extrem de mult, da? După mergem fix aici, dăm toate astea ce avem nevoie și după mai avem fix așa, da? Ne vedem fix aici la Clan Battle, avem și la Exclusive Shop, avem fix așa. Ăsta milionar pe care îți dau free, Mergem fix aici, putem să cumpărăm și noi asta, dar nu vreau să -l cumpăr asta, ce vreau să-l cumpăr. 50 de robux, dar uite aici, nu ne dă nimic interesant, Ce putem vedea din prima. Dar avem acest nou huge pet, plus alte peturi, să vă le arăt imediat, dar avem huge lux peacock. Valorează 200 de milioane, a, momentan o să valoreze 100 de milioane, probabil că lumea o să mai cumpere pe costa. Dar uite ce mișto arată, frate, e atât de frumos, e atât de elegant încât chiar merită. Un millionaire hoverboard care arată super genial și la fel cu butu. Dar, important, avem fix așa. Hoverboard-ul noi, avem pizza Hoverboard super mișto, avem Popcat Hoverboard super mișto cu gura mare, uite cum se deschide gura ca să... <coughs> Așa, continuăm. Punem aici la Tron Hoverboard 1200, stai ca pe un rege, frate, stai ca un rege nu e doar butul, da? Te duci fix aici, bine, să mai aici cu abonații de pe live, sunt super mișto oameni aici pe server. Avem fix aici la collection, la buți, unde este T-Ron. Avem fix tronul ăsta super mișto. Nu doar să ai pe tron în 3D plaza, dar și pe hoverboard. Mai momentan nu avem, dar o să cumpărăm imediat dacă ar fi. O să mai avem fix aici clan battle care este super mișto, pentru că momentan suntem 21 în toată lumea, da? Majoritatea încă n-au jucat, nici eu n-am jucat sunt vai de mine aici, dar majoritatea nici ei n-au jucat, au 0 puncte pe aici. Acum, înainte, așa, dacă ai mai multe donații, ești mai sus. Dar acum, dacă ai mai multe puncte, ești mai sus. Deci, lumea este mai sus când e aici. Uite câte persoane n-au jucat și dacă jucau astăzi, că poți să joci o dată la zi. Cum faci puncte la clan? Asta este top clan. -ai puțin. Top clan la puncte. Trebuie să te duci la milionă gum, gum, care este fix aici. -ai să ne ducem de jos în sus. Ne ducem fix aici. Ne ducem fix aici la prima lume, asta este lumea nouă, în sfârșit după atâta timp au adăugat o lume nouă 215, e fix asta, e super interesant ai niște peturi noi, aici începe aventura, dar după la 216, da, absolut nimic, aici este partea a doua, unde ai fix asta, ai 3% tap damage, chestia asta e super mișto, mai ales dacă ai auto tap da, super genială super mișto, după ai fix aici frate, de aici începe aventura adevărată la 217, ai fix egg lag. ai exchange boot ai drop chance boost, ai Boost Exchange. Există o monedă nouă în care este fix așa. Millioner Bucks care valorează 270 de milioane pentru că el a început și lumea nu prea are. Poți să iei foarte multe dacă ai prieteni și joci cu prietenii și poți să te duci puțin mai sus. Bine, nu aici, încă nu contează. Poți să te duci aici și poți să investești ăștia banii pe ca să-i busturi, frate. Poți să pui, uite, uite, dacă dau aici confirm, am dat 1200, să am să la maxim. Și mai pot să dau aici încă 1200, să dau asta la maxim, dar momentan vreau să țin asta ca să-i vând. Pentru că valorează foarte mult și la început, aici, mele noi, valorează mult. Dar avem mai mult șansă la drop, mai mult șansă la eglag și mai multe diamante. să nu prea contează 5 la 100 diamante, dar se adună. Îți dai seama 100 de milioane de diamante dacă faci într-o zi, 5 la 100, 5 milioane de diamante pe gratis extra, pe ceva care chiar nu contează. Pentru că lumea nu o să cumpere. Uite, deja s-a ieftinit în momentul de față actual, de la 90k la 50k, să deja s-a ieftinit în momentul ăsta. Și acum mai e cât costă asta Stai că mai era ceva... Stai, de aici la shop, mai era ăsta, care valorează, valora 200 de milioane, adică 195 de milioane, acum e 188 de milioane. Și mai jos era ce am cumpărat eu, nu? Sau ce aveam? Da, ce am făcut? Fructele, unde sunt fructele? Fructele, fructele, fructele. Acum asta valorează 93K, ăsta 2K, atâta? Am făcut ăsta degeaba, 2K? N-a refuz să cred. Ăsta valorează mult, corect, corect. Și ăsta încă nici măcar nu a preț. Ăsta nu merită că nu prea merită, știi? Mergem fix aici. Ăsta am văzut, dar după, frate. Boxi, ți-ai Titanic flexcat? Tu ești sărac, vai de tine, te-a luat ăsta? Bine. Și acum în comentarii. Da, dar el Titanic și tu n-ai Titanic. Corect, frate, viața mea, scuză-mă pe mine. Ai acolo Titanic, flexează-te. Și aici, frate, la 218, ai fix Golden Metropolis. Ce este asta? Este ceva super nou, super interesant pentru că de aici poți să cumperi tichete. 500 de tichete, 10 milioane. Eu acum am 8, 7 milioane pentru că la Mastery ai anumite chestii. Dacă ai Mastery la economii la max, ai 50% prețurile reduse, se stachează mai rapid și chestiile astea. Eu am abia 80 și costă cu 30% mai puțin. Probabil ăsta e vreo 12 milioane. Dar uite, dacă cumperi ăstea, uite la ce vă am acum. Am 83, am avut 78 înainte de update. de 5 level doar că am cumpărat astea. Costă extrem de mult și faci și respect level încet, dar costă extrem, extrem de mult. Ce faci cu tichetele astea? Milionar ticket, imediat o să bagă. Lumea le cumpără unul costă stai 50k. Vezi că asta e bine, gen. Ăsta valorează 85 de milioane, și aici pot să le ai cu 10 milioane, stai că peste trebuie să le vând și pe ăsta, stai puțin. Și uite cât de mult am făcut, level 84, 85, două levele, doar că am dat vreo 40 de milioane. Bine, 40 de milioane, da, dacă am 86, 3 levele, doar în... S am cumpărat niște chestii, de gen. Dacă ăsta rămâne săptămâna asta până la update-ul viitor, cu siguranță fac ăsta la 90 și ceva lejer. Iau și eu acum hai pe gurile, pentru că dacă te joci și o oră după update ei, hai pe gurile să jucați. Și vreau să le deschid acum pe toate, știi? Vreau să deschid tot, 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 tot ce pot acum. Și vreau să văd dacă pică ceva sau nu. Bine, mai las spațiu acolo în caz de ceva, dar măcar un huge, frate, măcar unul, știi? Că niciodată n-am deschis un huge. Și acum vreau pentru prima dată să deschid un huge în care, dacă am noroc, am un șiuș, mi-a picat și n-a picat nimica, din păcate. Dar data viitoare, poate, data viitoare la update. Momentan n-a picat niciun update. Ce faci cu tichetele? Tichetele pe care le cumperi le pui aici. Ai, dă asta ăsta da? În 40 de secunde avem ăsta în care cineva vede dacă primește sau nu. 5 persoane de fiecare dată. Și după ăsta, frate, ăsta, aici trebuie să faci la clan war. Imediat o să vă explic totul frumos, elegant. Avem fix aici huge, elegant eagle. Este un vultur elegant. În 20 de secunde avem șansă. Cu cât pui mai multe etichete, cu atât ai mai multă șansă. Dacă te duci aici, da? Picking 5 vineri în 20 de secunde. Eu am pus 10 etichete, 0.004% șansă. Dacă pun mai multe etichete, maxim 2500, am mai mare șansă, îți dai seama, știi. Dacă e să pun acum 165, a, nu pot să pun în. dacă mai sunt 20 de secunde, nu pot să mai pun etichete. Și acum câștigătorii sunt, ia să vedem dacă e cineva cunoscut. Și acum, din nou, se resetează, dar apară și apare aici pe pancartă, imediat după ce dispare și nu cunoaștem pe nimeni, dar ăștia au câștigat. După, din nou, la fiecare 10 minute cu cât pui mai multe etichete, cu atât ai șansă mai mare. Și asta se resetează la fiecare 10 minute. De ce s-a băgat chestia asta? Pentru că, dacă e să calculăm, da? Bine, acum lăsăm aia asta, să se ducă, mergem fix aici și jucăm. Millionaire Race. Ce este asta? E faza de dacă te riști. Eu acum am foarte puține puncte pentru că n-am înțeles cum se joacă, da? Am 14 puncte și mergem fix înăuntru, da? Dacă mergem înăuntru, poți să te joci de 10 ori în fiecare zi. De 10 ori în fiecare zi până la 14, 12 zile până se termină clan war-ul Probabil asta o să fie mereu aici Cine știe cum o să o schimbe după ce se termină clan war-ul Aici scrie Rischit sau pleci Dacă eu plec de acum, mă duc pe dreapta, iau tapa power 3 Și asta e cartea ce rămâne Dacă mă risc, am 5% să pierd tot Adică să nu primesc nici măcar cartea asta Vai de viața ei Dar dacă mă risc, am șansa să primesc asta Uite, am avut șansa și acum ai 10% Să pierd ceea ce câștig Aici dacă, pi dacă plec Iau exotic pet dacă plec, da? Dacă mă risc, pot să mă duc fix aici, m-am riscat și uite din nou, am 15% șansă să pierd. 15% șansă să mă risc cu asta sau să pot să plec acum. Eu o să mă risc acum și vreau să văd mai mai risc o dată, 20% șansă și m-am riscat. Și uite, vezi, acum pot să mă risc și să-mi apară clownul, da? Hai să mă până mi-apare clanul. Da? Uite, mi-a apărut clanul, am pierdut. Și acum nu-mi dă nimica, nici puncte la clan, pentru că fie, scrie fix aici la clan. Scrie la clan fix așa. Unde este clan ăru, -orul, clan ăru, -orul, clan -orul? Noi suntem momentan în top 24. Acolo nu trebuie să trolez, dar trebuie să vă arăt ce înseamnă, știi? Trebuie să știți voi. Acolo m-am miscat eu, mi-am miscat eu punctele la clan. Doar să vă explic și să vă arăt că trebuie să vă ieșiți. Vă duceți de două ori în stânga, după ieșiți. Că e mult mai bine așa. Și aici ați zice așa, să te duci în camere, cât mai multe camere, fără să fail, fără să dai fail, știi? Adică dacă eu ieșeam acolo, primeam puncte. Dar eu acum că am ieșit, n-am primit nici nimic, nici puncte. Și vezi, acum 427 de de etichete, da? 427 de medie de etichete. Dacă eu pun 2500, am șansa de... 2500 am pus eu, am șansa de 3%. Pentru că am 2500 din 400 de mii. E o șansă foarte mare, Bine, nu e atât de mare, știi, că alte persoane au tot 3%, 4%, depinde cât tichete au pus. Dar maxim e 2000... Uite, mai pot să pun încă o dată? Da, dar mai bine ar fi să pui autoraffle, nu 2500, autoraffle pe 10 și lași așa să continue, chiar dacă e puțin, știi? Chiar dacă e puțin, asta ar fi cel mai bine. Ideea ar fi că, de data aceasta, avem huge eagle, da? Și acum... Un eagle de ce nu cât valorează? 400 de milioane, da? 400 de milioane. Ia să facem și noi un calcul aici, mic, Dăm și noi calculatorul. Facem. Dacă te duci aici, da, după cum ați putut să vedeți, mergem fix aici și 500 de etichete, 8.7 milioane de gemuri, da? 500 de etichete, 8.7 milioane. Asta înseamnă că înseamnă că eu am avut mai puțin, dar în mod general ar costat 10 milioane. 10 milioane, 500 de etichete, da? Aici avem 600 de de etichete. O să fie și mai mult oricum. Da, hai să zicem fix așa. 500 de de etichete. Mai puțin decât e acolo, da? Să ai puțin. 500 de de etichete. 500 de mii de etichete, da? 500 de mii, nu, asta e 5 milioane. 500.000 de mii de etichete, ori 10 milioane, da? Asta e 1 milion, 10 milioane, că atâta costă etichetele, da? Egal, 5 trilioane, da? Dacă îl împărțim la 500, pentru că atâtea etichete îți dă, asta ar însemna 1, mi 1 milion, 10 milioane, 100 de milioane, 10 bilioane. Aici sunt 10 bilioane. 10 bilioane de gems au fost în acest raffle, în această chestie, da? 10 bilioane de gems ca să iei un huge de 400 de milioane. Sunt 5 câștigători, 400 de milioane un huge, o să ți ieptinească că o să existe mai multe. Uite, acum e 655, deci dacă e să calculăm, ar trebui 700 de mii și tot așa, așa sau să se crească până la 1 milion. Deci dacă ar fi să fie, eu am pus 500 de mii, 10 bilioane, 1 milion, 20 de milioane. Și chestia asta, uite vezi, deja mi-a scăzut șansa. Dacă sunt mai multe etichete totale, îmi scade șansa și tot așa. 20 de bilioane de gems pentru un ciușcă care valorează 5. 400 de mii ori 5, 2, 2, 2 bilioane. 20 de bilioane pe 2 bilioane. Chestia asta au băgat-o pentru că să, crească, să scadă diamantele în joc. în jocul e foarte, foarte bogat și sunt foarte multe diamante. Și cu chestia asta, ei încearcă să facă ca jocul să dai diamante pe chestii care nu merită. Cum a fost și cu acel ou de la Good vs. Evil să dai gemul să-l deschizi. Și chestia asta e care e foarte bine pentru că e distractiv, nu trebuie să participi dacă nu dorești și e super simplu. Cam asta a fost în mare update-ul foarte bine că a băgat o nouă zonă, altceva nu prea mai e, gen hoverboard-urile le-am văzut, restul le-am văzut, puteți să jucați. Eu acum mă duc la Void World, o să mă duc imediat să văd aici să termin, să pot să-mi dau și itemele pe contul secundar, să mă duc să vând, poate vând, poate nu. Mă duc fix aici la No Live. Life, să pun aici la contul secundar, dacă este, îmi dau tot, tot ce pot, gen milionar, da, dau ăsta ca să le vând. Tot, 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 vreau tot, 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 tot să dau. Dacă e să mă duc fix aici, mă duc aici din nou tot, 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 tot ce pot. Mil, nu aici, pardon. Mil, Ionar, ca să dau și astea gen 400 de milioane dacă e să le vând pe toate astea gen 400 de milioane Și dau aici 20 de gemuri Acum update-ul trecut s-a făcut chestia asta Dar mai este ceva Acum poți să faci și chestia asta Mai sunt niște chestii micuțe Mai e chestia în care dacă tu te duci la cadouri Nu mai trebuie să dai neapărat click sânga Uite vezi s-a băgat cu 50 să deschizi Mă așteptam să se bage aici cu 1000 să deschizi și 900 în continuu Dar e bun că s-a băgat și chestia asta știi Vreau să mă duc aici, să mă duc la Rainbow Pass, la Rainbow Fruits, vreau să fac shiny și vreau să fac și asta, 530, nici măcar nu merită, banana e atât de proastă încât nu merită, frate, știi? Vreau să dau și toate fructele, gen vreau să dau uh, toate fructele pe care le-am și parcă mai era ceva, mai era milionar, milionar și mai era ceva nou care s-a băgat, ceva nou care s-a băgat, ce mai era, știi cineva ce mai era? Uh, ce era, ce era, ce era Mai erați ce încă o nouă care s-a băgat Millioner Bucks, Millioner Tickets Shiny Fruits, imediat o să mă uit stai să mă uit fix aici, adaug și ăsta Așa, vedem foarte bine O să vedem fix aici dacă e O să pune și ăstea Și mai trebuia încă un lucru, gen fructele Stai să mă uit, dacă mă uit bine Nu știu dacă mai era chiar ceva, dar poate, poate Mă uit acum, Millioner ăștia erau noi După mai era Cam atâta, nu? Altceva nu mai este nimic de vândut, altceva cărți, nimic, ăsta ca... nu mai sunt. Acum o să mergem să farmăm, pentru că chiar mi-a fost doi să farmez în ultima zonă cu 99 de peturi. Doar uitați-vă, 99 de peturi, toate aproape level 99, toate cu un overlord și două reality, îți dai seama? Acum lăsăm aici și cel mai bun lot dau pentru farmat în ultima zonă. E fix așa, bine, ăsta farmez eu, că am chest, mimic, mini chest și restul, dar voi puteți să farmați ceva de genul, gen. Ceva de genul, uite așa, dacă aveți 5, dacă aveți 6... Mai puneți o criticală, dacă aveți 7, mai puneți un explosiv. E Ex ca sunt da? Dacă aveți 8, 9, mai puneți și voi încă una de treasure sau de asta sau ce vreți voi, dacă aveți ceva de genul. Sau o carte de superior, ce sunt nu costă atât de mult și chestii de genul. Sper că ați înțeles. Sper că vă place noul update. Apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare la pe simulator 99. Dar până atunci am uitat să zic că aveți și boost. Dacă cați cu prieteni, uite, drop, chance, boost, 15%, gen plus 15% pentru că sunt cu prieteni aici, gen. Sunt cu câțiva prieteni și asta e toată faza. Sper că ați înțeles, salut!